I shall ride the 9-foot-tall unicycle of I'm gonna get some help to get up here. Let me see. Sir, could you give me a hand, please? Thank you very much. Hello, what's your name? Kevin. Kevin. Thanks for coming out, Kevin. Hi. Hello, sir. What's your name? John Paul. Come on out. Kevin and John Paul. Sit down, John. Kevin, leave the grandpa just there. You got your gloves. Yeah, you get your gloves on. Ready? Here we go. Please make them feel well. It's my show. Okay. Kevin and John Paul back to the harbor. I'm doing the dangerous bit. All I ask you guys to do, clap along with my feet as I get the run. Okay? Okay? Okay. That's the spirit. Here we go. Hop! Gently let go and go away. Today. Guy behind, gently let go and go away. Yes, here we go. Whoa, whoa. Here we go. 1, 2, 3. Jesus, they let go. Seven. 37. 37 cheers. Yeah, it's a long way. Yeah.
I want it. She reminds me of my mum. Oi, pal, how much for number 37? Too late, my friend. She's already taken. Well, I don't give the fucking lard, pal. What made you think of coming to England? To get bored at home? You know, you can get bored wherever you are. Do you like the Beatles? Just over there is Penny Lane. You know from the song Penny Lane? Ba-da-da, ba-da-da-da, ba-da-da-da. You know? Just up there. Just up these stairs. Don't worry, it's much nicer inside than it looks from outside. Good evening. How are you going? We got many in tonight? Yeah, busy. Good. Okay, thank you. Sit down. Watch the show. Do you like my place? Holy cow. Designed it myself. Thank you.
How are you settling in? Where are you from? You Albanian? Romanian? You couldn't actually be French, could you? Are you an Eskimo? Maybe you're an angel from heaven. Got a nicely shaped head. I want you to learn these lines. You'll have help. If you need anything, call Pascal. Church instructs you that these apparitions are demons seeking your soul's perdition. Is the Blessed St. Catherine an evil spirit? Is Michael the Archangel an evil spirit? How do you know that the spirit which appears to you is an archangel? Did he not appear to you as a naked man? Do you think God cannot afford clothes for him? Now, as to this matter of the man's dress, will you put off that impudent attire and dress as becomes your sex? I will not. Must I beg you in vain? You wear men's clothes, which is indecent, unnatural, and abominable. You want to kill yourself. The stage is ready for you to be burned, and it will be a cruel death. You do not wish to have me burned. Do not despair, John. The church is merciful. You can save yourself. For the last time, will you put off that impudent attire and dress as becomes yourself? I will not. And the devil has led you astray. The church holds out its arms to you. You look very pale today. Are you not well? Thank you kindly. I am well enough. I'm going to put a most solemn question to you. Take care of your answer, for your life and your salvation at stake. If you command me to declare that all I have done and said, and all the visions and revelations I have had, were not from God, then that is impossible. I will not declare it for anything in the world. The church instructs you that these apparitions are demons seeking your soul's perdition. Is the Blessed St. Catherine an evil spirit? Is Michael the Archangel an evil spirit? How do you know?
die, Desdemona. Will you come to bed, my lord? Have you prayed tonight, Desdemona? I, my lord. You look very pale today. Are you not well? Thank you kindly. I am well enough. I'm going to put a most solemn question to you. Take care how you answer. Your life and your salvation are at stake. If you command me, have done and said, and I'm not from God, is the blessed Saint Catherine an evil spirit? Is Michael the Archangel an evil spirit? How do you know the spirit that appears to you is an archangel? Has it not appeared to you as a naked man? Do you think God cannot afford clothes for him? As to the matter of this man's dress, would you put off this impudent attire and dress as becomes your sex? Thank you kindly. Must I beg you in vain wear men's clothes, which is unnatural, indecent, and abominable! You want to kill yourself? The stake is waiting for you to burn! That would be a cruel death! Tell your wife! Say it! Say it! Say it! How would you like to swing on a star, carrying dreams home in a jar, and be better off than you are? You don't know how lucky you are. You could have ended up in a much worse place than this. We only get the cream of society, the most sophisticated people. Actors, dignitaries, artists. All you guys do is sit around complaining. And what you should be thinking to yourselves is you got a ticket out of the rat race. That's what you should be thinking, not complaining. I wasn't complaining. Why don't you ask me for a pen and paper and write about your experiences? Why don't you start thinking? I am thinking. Oh yeah? About what? Eeny, meeny, miny, moe, catch a nigger by the toe. If he howls, let him go. Eeny, meeny, miny, moe. You're probably thinking about how to get out of here. You're probably thinking about how long is this going to go on for? Stuff like that. All you do is sit around being sad. I'm not sad. Well, bored then. I'm not bored. What are you? I'm just having a rest.
hold still. How do you feel? I didn't think it would hit me so fast. Oh yeah, it's really quick. It's been such a long time. Since what? It's been such a long time since I felt this good. Maybe I never felt this good. Anytime you want some more, just ask me. Someone. Oh, yeah? Who? I don't know. Maybe no one in particular. He's just one of those types. What type is that? One of those failed artists who thinks he can do anything. Play the piano, write poems and dramas. One who wants to direct films. Well, what once lay on a sofa when he was a kid, dreaming about being famous. And now he does the same thing. He lies on a couch and dreams. One of those typical rich Western Europeans. I'm not European. That's European, all right. No offense. None taken. What are you then, an Arab? How about one of those types that was born on a typical Caribbean island? And maybe he did have typical dreams about being famous, but he didn't do them on a sofa because he grew up in a typical slum. How about one of those types who lived on the street since he was 8 years old? Working for typical pimps and dealers. Island. Palm trees. Yeah, with palm trees. And they spoke Spanish? In Spanish. Can you speak Spanish? I can. Say something in Spanish. Like what? Something like, so why are you doing this? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? What? This. Porque si yo no lo hago, haría otro, y mucho peor. Yo no hago nada si no hay demanda. Es el espíritu de la edad. Solo me adapto. What did you say? Anoche he soñado contigo. What? Teníamos hijos. Creo que tú eras mi esposa. It's a beautiful language. Me besabas. Anyone who tries to kiss me. Anyone who tries to kiss you. I missed you a lot. Well, I haven't missed you. In fact, I've been revoltingly unfaithful to you. But it doesn't matter, because you don't care about me anymore anyway. What makes you think I don't care about you? Well, you haven't kissed me yet, have you? Lolita,
light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, lowly tar, the tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap, at 3 on the teeth, low. Do you want to double your gold pieces? What do you mean? Do you want 100, 1,000, 2,000 gold pieces for your miserable 5? Yes, but how? The way is very easy. Instead of returning home, come with us. And where will you take me? To the city of Simple Simons. Simply that you felt that you admired me too much. That is not even a compliment. It was not intended as a compliment. It was a confession. Now that I have made it, something seems to have gone out of me. Perhaps one should never put one's worship into words. It was a very disappointing confession. Stai să văd, stai să văd. Hai, dă-o jos. Sigur nu vreți să vă conduc acasă? Nu, nu, că mai am treabă la cimitir. Mersi mult, dar tot aia zi bună. Să te ajute Dumnezeu, hai. Oh, m-a speriat, Gicule. Oh, dar ce bine arăți. Am auzit ce s-a întâmplat groaznic. Îmi pare foarte, foarte rău. Dar cine e? E fata ta? Gigo, hai să ne potălim și să fim oameni cu rațiune, nu? Pentru că ce am vrut eu să-ți fac ție rău? Nu. Pe tine te-a înșelat ăsta, partenerul tău de afaceri. Să știi că în asta, în ghicit, nu e tot atât de concret. Tu ai spus să-mi bag banii, Rodico. Ai spus-o foarte concret. Da, pentru că era o conjunctură astrală foarte favorabilă. Nu este așa? Dar asta poate să și însemne că ai scăpat de un ecaz și mai mare. Banii, lasă că vin banii, o să vină banii. Și încă cum, Rodico? Exact peste 2 săptămâni, joi, cu mânuța aia o să mi-i aduci. Eu, în calitate de ghicitoare, nu aș pune capul jos pentru chestia asta, să știi. 50. Cu 3 zerouri. Ai văzut că am avut dreptate? Te-am năpădit bălăriile. Dacă n-ai vrut să mă crezi, așteaptă la copo nepotul. Tu ăla să-i mă grijă de tine. O să te găsească și fără cruce. I-am zis, părinte, i-am spus să se ducă acolo la țară unde are familie, să aibă cineva grijă de el. El nu că vrea în oraș mormânt elegant. N-am mormânt elegant. Un boc Dumnezeu să-l odihnească și pe ăsta. Iubitul meu. Ți-am adus semințe de mâna Maicii Domnului. Eu nu mai înțeleg ce vrea tineretul ăsta. Nu înțeleg nimic, a copilul ăsta s-a lipit de mine și maică s-a aruncat-o ca pe un os de pui. Tu ce zici, nu? Să ne împrumutăm? Să mă împrumut? Nu? Să-i cer bani lui Iordache, poate. Că ăsta acum are bani, a făcut bani. Poate să încerc să-i cer bani. Lui Iordache, ia să vezi tu ce frumos o să miroase aici. Să vezi ce minunăție. Ia uite ce frumusețe. Da? Dar să știi tu de la mine că cu fetița asta se întâmplă ceva ciudat. Să știi că eu nu cred în astea, nici în cărți, nici în cafea, nici în... Știi că fetița asta când doarme, se întâmplă ceva foarte ciudat. Așa, cine voi doi, da, intrați, da, da, încet, numai cu bani se intre, da, așa, vă rog, ce e acolo? E puraș primim? Numai bani. Numai bani, îmi pare rău, așa foarte mult. Nu găini, nu găini, nu găini. Numai bani, eu plătesc bani. Hai, mă, hai, mă. Stai. Ay, cade bo prana mo te macho cade che no marsa che te metti a vicu con le cose. Già no batte la batte sta de pozzi de spesta ma regale se come.
ce ai desenat aici? Ce e asta? Ce este asta? Vai, ce frumos! Ce bunicul cu fanfara care o aduce pe mama acasă? Ia vă rog eu frumos să vă uitați cât de frumos a desenat bunicul cu fanfara. Interesant, nu? Interesant, dar n-am dat atâția bani ca să vedem desenele fetiți. Și nepoata mea desenează. A luat și un premiu. Eu vă rog frumos să aveți răbdare, pentru că fata nu este obișnuită cu atâta lume. Hai să mă culcăm, da? Hai să ne băgăm în pat. Iubita mea, dă-mi asta. Așa, bravo, bravo. Hai, ne băgăm în pat să arătăm noi aici al lumii. Ia să vedem noi. Dă iubita mea, dă sufletul meu. Așa, bravo, bravo. Hai să te acoperim. Gata, gata. Gata. Închidem ochișurile aici. Gata. Liniște acum. Mama, mersi de treabă. V-am spus eu că stăm degeaba aici. Nu, nu, nu. Ce cu zahărăm? Nu aveți răbdare, mă. Am dat 20 de lei degeaba? Nu! Dar ea nu-i obișnuită cu atâta lume. Ce? Ai ceva? Fata nu-i obișnuită. Hai să vină de șafără, dar ne înghețăm aici. Să ne dă bani înapoi. Să ne dea banii înapoi! Aia cât vrei tu. Bravo! Bravo! Foarte bine, bravo! Veni 5 minute! 5 minute garantez că doarme! 5 minute! 5 minute! 5 minute! Vă rog mult! Who's there, Othello? I, Desdemona. Will you come to bed, my lord? Have you prayed tonight, Desdemona? I, my lord. If you bethink yourself of any crime unreconciled as yet to heaven and grace, solicit for it straight. Alas, my lord, what do you mean by that? Well, do it and be brief. I would not kill thy unprepared spirit. Talk you of killing? Aye, I do. Who's there, Othello? I, Desdemona. Will you come to bed, my lord? Have you prayed tonight, Desdemona? Aye, my lord. If you bethink yourself of any crime unreconciled as yet to heaven and grace, solicit for it straight. Alas, my lord, what do you mean by that? Well, do it and be brief. I would not kill thy unprepared spirit. Talk you of killing? Aye, I do. Who's there, Othello? Aye, Desdemona. Will you come to bed, my lord? Have you prayed tonight, Desdemona? Aye, my lord. If you bethink yourself of any crime unreconciled as yet to heaven and grace, solicit for it straight. Alas, my lord, what do you mean by that? Well, do it and be brief. I would not kill thy unprepared spirit. Talk you of killing? Aye, I do. Who's there, Othello? Aye, Desdemona. Will you come to bed, my lord? Cu Ana ai spus 5 minute, au trecut de mult. Eu nu m-am săturat.
am plecat. Ți-ai bătut joc de noi. Hai, Ana, hai, Ana. Have you tried to mind Desdemona?
în povestea asta? Adică nu spune adevărul? Ați mai povestit cuiva? Nu, nu încă. Nici să nu mai spuneți nimănui. Eu mă fac că n-am auzit. De ce? Pe cine vrei să prostești tu, fetițo? Ce o să creadă el de la județeanul văzând tâmpenile astea scrise aici? Ce o să creadă? Tu vrei fetița sau nu? Vreau. Atunci, hai să fim serioși și să-mi povestești exact ce s-a întâmplat în realitate. V-am spus. Ăsta e un proces verbal. Ce Dumnezeu, nu e o carte de povești. Ce să scriem noi acolo? Ce ai făcut tu în Anglia? Ce ai făcut tu în Anglia? Să scriem că fanfara pompierilor, în frunte cu tatăl tău mort, au intrat într-un bordel din Liverpool, unde prostituatele sunt personaje literare? Asta vrei să scriem? Asta? Cum l-ai cunoscut tu pe tatăl copilului? Că stăteai pe plajă și brusc ai ieșit din nisip? Asta vrei să scriem? Așa a fost. O fetiță așa ca a ta sare imediat în ochi. Să iau mâine, dacă nu chiar azi. Italienii sunt înnebuniți după tipul ăsta creol. Ți-o iau în 5 minute prin adopție secretă și n-ai să o vezi niciodată, niciodată. Nici măcar poze din astea n-ai să primești. Asta vrei tu? Asta vrei? Bine, atunci hai. Hai să luăm lucrurile în serios, cum am mai spus. Și să-mi spui exact cum a fost. Eu te ajut să formulăm. Bine? Bine? Da. Cum l-ai cunoscut pe tatăl copilului? Pe stradă. Uh-huh. Unde? Aici, în orașul Nalea, Carpați. Scrie. Uh-huh. Și ce a fost după aceea? După aceea... Hai. Am intrat întâi într-un gang. Uh-huh. După aceea ne-am dus pe platoul Cornești, în parcul ăla pentru copii. Cum se numea? Mi-a zis el un nume. A zis că lucrează la Azu Mureș. Dar când l-am căutat acolo, nu era nimeni cu numele ăsta. Uh-huh. L-am căutat și mai târziu, dar nu l-am găsit. A dispărut. A dispărut? Și? Cineva a spus că era din regat și că s-a întors acasă. Uh-huh. Viorica s-a născut aici, la maternitatea de pe strada Cotelaș. Mm-hmm. Până la 3 ani am crescut-o singură. Am avut tot felul de joburi. Am vândut semințe în gară. Acolo am întâlnit un bărbat care trimitea fete în Anglia pentru muncă erotică. Mm-hmm. Și? Și m-am hotărât să merg cu el. De ce? Din motive financiare. Ai mers de bunăvoie? Da. Nu. Scrie că a fost forțată să meargă cu el. Și? Pe Viorica am lăsat-o în grija mătușii Rodica. Am promis că îi trimit și bani. În Anglia am lucrat într-un local ca prostituată. Dar am câștigat foarte prost. Chiria și comisionul plătit patronului mi-au mâncat toți banii. După un timp, m-am săturat. Am avut și remușcări din cauza fetiței. Așa că m-am întors. Foarte bine. Acum cred că e bine. Cred că putem să facem ceva cu asta. Mai scrie că m-am întors cu intenția să mă îndrept și să-mi câștig munca
într-un mod cinstit, pentru a-i oferi copilului posibilitatea de a se dezvolta sănătos din punct de vedere fizic și spiritual. Așa scrie. Semnează, te rog. Asta e tot. Mulțumesc, la revedere. Să-mi ia de aia înapoi. Nu știu, nu pot să promit nimic. Eu trebuie să am în vedere interesele copilului. Dar dacă e să fiu sincer, se pare că nu întrunește toate condițiile. Înțeleg. La revedere. Ce, să scriu un raport? Da. Examinând totalitatea aspectelor prezentate, având în vedere și legea protecției copilului și interesele acestuia, având în vedere și impresia lăsată în urma discuției cu mama copilului, recomand plasarea copilului în grija mamei. Tejecskét kérsz. Meséljen neked, édesanyja. Szilofonosat. Jól van. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy hatalmas király, és annak volt egy hatalmas palotája. A palotát halott angyalok őrizték, és a föld mélyén volt, nem messze a pokoltól. 100 szobája volt. És a 100 szobában 100 rab raboskodott. Mind híres mesék hősei voltak, csupa herceg és hercegnő. A hercegek és hercegnők bizony nagyon szomorúak voltak, hogy elszakították őket a meséjüktől. De még szomorúbbak voltak a gyerekek, akik hiába nyitották ki a meséskönyveket, csak értelmetlen, unalmas szavakat találtak. Nem volt, akiket csodálhattak volna, akikért izgulhattak, akik helyébe elképzelhették volna magukat lefekvés előtt. A sok-sok mesehős között volt,